Intrarea în vigoare din 12 noiembrie a dosarului electronic al pacientului ca urmare a publicării Ordinului Comun al Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate referitor la utilizarea acestui nou tip de document electronic atrage asupra furnizorilor de servicii repercursiuni pecuniare, reprezentând aplicarea unor penalități din valoarea contractului de servicii. În data de 12 noiembrie 2016 va intra în vigoare Ordinul Comun al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Sănătate pentru aprobarea datelor, informațiilor și procedurilor operaționale necesare utilizării și funcționării dosarului electronic de sănătate al pacientului. Toți furnizorii de sănătate, de servicii medicale care se află sau nu în relație contractuală cu casa de asigurări, precum și medicii din cabinetele private, acele CMI-uri, care dacă nu ai relație cu un contract cu casa de asigurări și ei sunt obligați să utilizeze sistemul dosarului electronic de sănătate și sunt înrolați în platforma informatică de asigurări de sănătate. Aplicațiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică, din asigurările de sănătate și certificate în dosarul electronic de sănătate. Ministerul Sănătății și Casa Națională de Sănătate au obligat chiar și medicii din cabinetele individuale care se află sau nu în relații contractuale cu CNAS să utilizeze platforma electronică națională din portalul acestei instituții pentru a se completa cu datele pacienților consultați, în cazul în care aceștia și-au dat acordul publicării datelor medicale personale. În cazul spitalelor la externare, medicii vor transmite datele către dosarul electronic din foaia de observații pentru pacienții care au beneficiat de internare de o zi. Furnizorii de servicii medicale care nu dețin sisteme informatice proprii, aici se referă la acei furnizori privați sau acei medici la cabinetele lor private, vor utiliza portalul dosarului electronic de sănătate pentru a completa și transmite datele în dosarul electronic de sănătate al pacientului. Datele, informațiile sunt transmise în dosarul electronic de sănătate la data externării din foaia de observație, biletul de ieșire în spitalizarea continuă, din foaia de observație de spitalizare de zi, atunci când pacientul se prezintă în ambulatoriu, în ziua consultației sau în ziua întocmirii biletului. Miercuri 9 noiembrie, conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Neamț a organizat o instruire cu managementul spitalelor din județ pentru clarificarea unor chestiuni legate de utilizarea dosarului electronic al pacientului. Conducerele spitalelor au ridicat problema pacienților ajunși în centrele sau unitățile de primiri urgențe, în stare foarte gravă sau în situație de inconștiență, situații în care prioritară este salvarea vieții acestora și nu completarea unor astfel de documente. Au fost discutate și cazurile, ieri a fost o ședință la Casa de Asigurări și s-au pus mai multe întrebări, printre care și acele situații în care pacientul vine la centru primiri urgențe și dacă starea generală este destul de gravă și trebuie să îl transferăm la alt spital, nu ar fi timp suficient să introduci datele, pentru că pacientul trebuie să plece și cu radiografia și cu toate investigațiile. Prioritar este starea pacientului și nu introdusul datelor în calculator, în dosarul electronic. Plus că sunt pacienți care vin politraume, vin în comă, un accident vascular cerebral, de unde poate să spună domnul, deci nouă ne-ar trebui de fapt cardul de sănătate sau CNP-ul. Iar acel pacient care este în comă, atâta timp noi cât nu știm nici cine este. De unde să știm acel CNP? În cazul în care spitalele sau orice alt furnizor de serviciu nu trece la aplicarea Ordinului Comun de aplicare a dosarului electronic, furnizorul de servicii medicale, care nu va completa dosarul electronic în termen de 5 zile de la internarea sau externarea pacientului, va trebui să plătească penalități de 1% din valoarea dosarului. Nu putem accesa dosarul electronic al pacientului. Problema este că cei de la casă au spus, în momentul în care nu accesezi dosarul electronic, în timp de 5 zile, în maxim 5 zile de când a fost pacientul, suntem penalizați. Penalizarea vine 1% din contractul pe luna respectivă. Și atunci, domnule, pacientul e în comă, da? Nu avem CNP, nu avem nimic. Cum mă și penalizez că eu n-am introdus datele?
au rămas să vorbească cu cei de la București și să vedem. Au zis că pentru început nu o să trimită penalități, că de multe ori au trecut cu vederea. Într-adevăr, au dreptate, sunt multe care poate au trecut cu vederea și n-au penalizat. Dar în momentul în care sunt aceste cazuri, trebuie totuși avut... Inițiatorii actului normativ au introdus și un amendament legat de faptul că fiecare pacient trebuie să aibă și un reprezentant legal care să aibă acces la dosarul electronic al pacientului, care de regulă trebuie să fie un membru al familiei sau un apropiat care are în îngrijire o persoană singură. Autentificarea unui dosar electronic în portal se face după generarea unei matrice de siguranță, care este un document de identificare în dosar, un fel de cod eliberat în baza actului de identitate, care are o serie unică, urmând ca pacientul să-și pună o parolă. Medicii se plâng din cauza lipsei de control referitoare la persoanele care ar putea avea acces la datele confidențiale din dosarele medicale electronice, dar nu vor avea cum să se opună aplicării actului normativ, care prevede că la a doua abatere furnizorul de servicii este penalizat cu 3 până la 5% din valoarea contractului.